must have stopped the virus. În acest weekend a fost sărbătorită Ziua Mondială a Televiziunii. Data de 21 noiembrie a fost stabilită de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 1996, în cinstea zilei în care a avut loc primul Forum Mondial al Televiziunii, cu 16 ani în urmă. Ziua Mondială a Televiziunii nu sărbătorește dispozitivul în sine, ci mai degrabă filozofia pe care o reprezintă, considerând televiziunea un simbol pentru comunicare și globalizare în lumea contemporană. Cu această ocazie, Dobrogea TV a fost premiată de Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța. Ne exprimăm admirația pentru eforturile depuse în importanta activitate pe care o desfășurați cu profesionalism, pentru informarea obiectivă și corectă a cetățenilor. Totodată, vă urăm să aveți parte de o zi cât mai frumoasă, în care să fiți înconjurați numai de gânduri bune și o mulțime de prieteni. De-a lungul timpului, Dobrogea TV a prezentat în cadrul grupajelor de știri și în emisiune activitatea Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. Zilele acestea se împlinesc și 4 ani de activitate Dobrogea TV. Prima zi de emisie a postului de la Malul Mării a fost pe 2 decembrie 2011. În informațiile pe care le oferim, ne-am propus să cuprindem întreaga arie a Dobrogei. Să nu facem discriminări și să prezentăm realitatea obiectivă.